Vezi, asta cam înseamnă să ai alfa, nu dormi liniște noapte. Material Q&A cu alfa, asta de 510. Eu te umplu că spatele, mă. Ești tu că ai și clapete de astea? Da, alfa din asta nebună de 510 cai putere. Cu al său proprietar, poate printre cei mai pasionați de Alfa Romeo pe care eu îi cunosc, să nu zic că să nu afirm eu lucruri. Așa face ea, evacuarea asta e a ei, domnule, sau a ei, ai dat gaură cu șurubelița, sau? Nu. E a ei și așa are face ea, nu? Are un silențiator, dar... Atât. Deci are o mică modificare. Un... 2 decibeli, să nu... 2. 2. Apasă și tu butonul ăla, să o facem confortabil, să ne auzim aici cu interlocutorul și telespectatorii, domnule. Ai un buton acolo? Nu prea funcționează, că e alfa, dar... Nu, că nu e al ei. A, nu e al ei. A, deci dacă nu e alin, funcționează. Pe aici să facem dreapta, să știi. Mulțumesc. Cu plăcere. Da. Deci prima întrebare este după cum urmează. Așa e căs proaste? Așa e. Așa e. Oh, băi, ce faci, mă? Ce faci? Concentrează-te. Iau toate cheile, toate denivelările. Concentrează-te. Putere, preț. 510 cai, preț 80-ish. 80-ish, 9? 9. Și un second așa? De la 4550 în sus. 4550.000 de europeni în sus. De ce Alfa? Întreabă un băiat curios de fel. Pentru că asta mi-a plăcut când mi-am luat permis. N-am ce să-i fac, îmi pare rău. Așa e. Gata, o lăsăm să stea cu minte liniștită, să meargă singură. Deci zic cu Alfa, de ce Alfa? Mi-a plăcut, avea o Alfa taică-miu, mi-a plăcut mașina, într-un final am cumpărat-o de la el și de atunci a rămas Alfa și studiat și căutat și istorie și mă simt bine în ea și cam, na, fiecare e chestie de gust, gustul și nu se discută. Da, corect. Acum stăteam și mă gândeam, vezi, cu Traian, e foarte important, nu, ce vede da, în casă, da, înțelegi? Da. Să vând dracu Toyota. Se dă mai bine ca Silvia de Alatu. Nu, eu nu cred. Așa? Nici eu nu cred. Cel puțin nu cu mine la volan. Nu, dar nu știu. Cred că aia e mai orientat așa. Nu știu, în sfârșit. Ce modificări ți-ai dori să-i faci? Adică da, ok. Doar de poate de chestii de accesorii de extra carbon și se mai poate mai sunt niște mici accesorii din catalogul lor. Niște praguri luminate și chestii de astea, nimic nimic special, pentru că mi-e suficient ce poate ea. Nu ai modifica mașina mai mult, adică n-ai intrat în partea de tuning a mașinii, ai prefera niște accesorii de fabrică sau da. Un tuner de casă, dacă există la Alfa. Nu există tuner de casă. Fac ei. Ei fac doar niște accesorii, dar de ordin estetic și nu nimic performance-wise. Cât costă setul de discuri și pastile față-spate? Față-spate, discuri plăcuțe plus plăcuțe pentru etierul de frână de mână, la reprezentanță undeva la 7500 de lei pentru versiunea de cu discuri de oțel. Adică de nu cu ceramice sau cu discurile de serie ale ei.
Oamenii întreabă dacă ai la favorite numărul vreunei platforme. Încă nu. Să știi că mai sunt întrebări răutăcioase, dar le ignor. Nu, că, e bun, adică eu înțeleg gluma, dar până într-un punct. Cineva scrie, zice, are motor Ferrari și râde. Nu înțeleg. Nu e nici întrebare. E motor dezvoltat în fabrica Ferrari, dezvoltat de Ferrari. Și cam atât, dar cum este și pentru Maserati și pentru multe, cum Ferrari face și motoare pentru alți producători. De ce multă lume are o părere proastă despre Alfa Romeo? Pentru că majoritatea și le-au cumpărat second la prețuri derizorii, chinuite de alții pe afară, fără mentenanță până la kilometri când au cumpărat-o, după care au început să pice cele care, să zicem că sunt mai fragile față de alte mărci nemțești și etc. Tu știi, adică, că eu mi-am o să aminte că aveam un prieten pe vremuri cu porecla lui Rigger. Porecla lui, asta era porecla lui de oraș Rigger, pentru că avea un Golf 2 umflat Rigger. Dar în timpul vieții lui își luase o Alfa Romeo 155. Există așa ceva? Da, 155 Q4, da. Turbo de 200 de cai. Da, motorul. Păi vezi că mergea mașina aia pe vremea aia. Da. Mergea și 4x4 pe zăpadă, lat, la televiziune. Motor de Delta integrale, da. Transmisie foarte rar acum. Aș vrea să găsesc una din aia, dar nu. Asta era în România și matriculat, da, în România. Deci 100% tot în România e mașină. S-ar putea să, adică a fost una care a ajuns pe la Oradea și acum e vândută în Germania. A fost restaurat în România și ulterior vândută în Germania. Te întreabă cineva dacă te dai. Nu are aceeași farmecă la Rică și nu ne permite. N-avem saltul ăla frumos. Dar te dai dacă te dai. Adică dacă cineva care ar avea o mașină la aceleași performanțe, probabil ai vrea să ți. Nu, sunt genul, dacă se întâmplă așa, cum să zic eu, out of the sky. Da, e fun, dar așa organizat nu. Eu le spun oamenilor că ceea ce facem noi sau făceam pe vremuri se numea comparație de mașini. Adică ne dăm din mers, da, hai din a doua să vedem. Era o comparație de mașini, adică să văd eu caii mei cu greutatea mea și cu cutia mea de Alfa Romeo. Acum le deschide singură, deci scuze pentru gălăgie. Nu face nimic. Oamenii sunt siguri că apreciază. Și atunci asta spuneam, să văd eu cutia mea cu reprizele mele, cu schimbatul, da, meu, cu nu știu ce, comparație de mașini. Cursele sunt de pe loc, două dintre ei. Simplu, am ratat, nu mi-a tras, e prea cald, mi-a intrat engine, scuze nu știu și ce, mi-a fost. Da, deci depinde ce facem, comparație de mașini sau curse. Folosești ulei Motul 300V? Mă întreabă cineva, cred că e plătit de Motul, nu înțeleg întrebarea. Nu, folosesc uleiul ei original, Selina Quadrifoglio, făcut de Petronas. Mașina e în garanție și respect strict, okay, specificațiile. Okay. Și asta cu uleiul este, cum să zic eu, e la fel ca și la, nu știu, la gusturi de mașini și etc. Adică nu cred că a făcut cineva, domne, am pus uleiul ăla și de atunci s-a schimbat. Da, niciun. Nu a desfăcut nimeni motorul înainte și după. Asta e doar cum ca feeling, cum se, okay, cum îl acceptă mașina, da, și atâta timp cât nu am probleme, n-am completări între schimburi, nu. Ok. Nu o să desfac motorul să văd dacă a făcut uzură uleiul ăsta, să schimb cu altul. Plus că 300V-ul nu este recomandat pentru mașini cu catalizatoare. Iar eu am catalizatoare și toate cele. Este recomandat mașinilor care participă deci, în competiții sportive, exact, nu pentru stradă. Și dacă tot facem specificația, încercăm să-i lămurim pe oameni că din dorința de a face un bine mașinii, face un rău. Face un rău, exact. Deci folosiți uleiurile normale, pentru că 300V este doar pentru mașini care se pornesc, se încălzesc și merg în regim de cursă și se opresc. Nu pentru o utilizare normală în oraș sau pe autostradă și așa mai departe. Top speed în Germania. 313, dar am auzit și de mai mult. Cât de des faci reviziile? Și dacă pleacă data asta mai discut. 7000-8000 de kilometri, intervalul ei setat era 15000, dar pentru liniștea mea sufletească 7-8000. Vezi, asta cam înseamnă să ai Alfa, nu tot liniște noapte. Da, asta este, te frământă, cât mai am? Mai am 50 de kilometri, ce mă fac dacă pică după aia 50? Da, nu, e ușor de vopsi culoarea de pe ea? Nu.
Asta e tot întrebare de cunoscut de la vreun prieten. Okay, nu, așa. Nu doresc nimănui. Nu. Câte exemplare s-au făcut? E o mașină de serie, n-aș ști să spun. Deci încă se produce. Încă se produce. Se... Câți senzori ți s-au stricat până acum? Zero. Aduci modificări precum altă suspensie, jantă, culoare, etc. Nu. Suspensia ei este incredibilă. Este adaptivă, buton pentru soft, mid și hard și mi-e fix ce trebuie, adică pot să merg liniștit să plec cu ea la drumuri nasoale. Te întreabă cineva de ce ai o părere proastă despre această marcă? Dar cred că întrebarea era pentru mine. Cred că întrebarea era pentru tine. Te bazezi pe ea în depășiri, întreabă un băiat. Depinde câte mașini depășesc. De ce se spune că sunt motoarele proaste, cele de Alfa? Pentru că... Adică, mai din, da, am mai răspuns în mare parte. Ideea că ce trebuie să înțeleagă lumea este că Alfa a avut cel puțin pe dieseluri. Nu cred că poate să zică cineva că sunt proaste, având în vedere că ei au patentat Common Rail-ul și ei au venit prima oară cu tehnologia asta și în continuu sunt mașini care fac kilometri foarte mult și n-au probleme. Iar benzinarele în era lor aveau limitatorul de turație foarte sus și mașinile făceau foarte multe ture, ca să zic așa, adică limitatorul la 7600 pentru o mașină de stradă, care automat implica și o spălare a pistonului cu niște ulei și... Da. Na, rămânea fără ulei. Și nimeni nu era atent. Este ediție limitată sau nu? Nu, da. De ce se zice așa? Materialele din interior, unii spun că sunt mai bune decât la serie A3 și alții spun că sunt mai proaste. Da, e și asta interpretabil. Într-adevăr, sunt se câteva... Se pare că arată destul de bine, doar schimbătorul e urât. Schimbătorul e urât, de mai sunt. Dacă vrei să-i cauți nod în papură, îi găsești. Găsești și la seria 3, sunt fel de exemplu, la seria 3, uite, mie, chestie care nu-mi place, faptul că dacă stângi volanul în mână, scârție, pârâie, comenzi, ornamente pe el, toate cele. Ori eu la Alfa n-am problema asta, la Giulia Stelvio. De ce nu manual? Mi-aș dori și o manuală, adică să o am acolo, să fie și o manuală, în schimb pentru daily use și nu cred că pot să fac eu ce face cutia asta nu, automată. Cât de greu este să parchezi mașina având în vedere că are un unghi de virare oarecum mic? Nu este mic, brachează suficient cât să parchezi cam oriunde, adică n-am întâlnit. Singura problemă e cu frica de borduri, din cauza pragurilor un pic evazate și în care nu le știu întotdeauna poziția
unde sunt, ca să zic așa. Scrie un băiat aici, zice, nu-mi vine, crede că e diesel. E un diesel potent, e un diesel potent. N-am încercat să văd dacă merge și cu motorină, de dar... ce este așa de supărată? Așa de supărată? Da, e supărată, da. De ce e supărată? A supărat-o, nu știu, nu știu, a supărat-o BMW-ul. Oamenii, da, asta caută oamenii, mașini supărate, agresive. Vezi cu Skoda asta, că noi trebuie să intrăm pe aici. Da, hai să intrăm pe aici. Hai să intrăm pe aici. Cum este mașina la drum lung? Foarte ok, foarte liniștită. Poți să, în afară faptul că te alimentezi des. Adică ce consum are? Consum, uite bine, acum ieri sunt mediu de 15. Problema este că capacitatea rezervorului este foarte mică, 58 de litri, dintre care vreo 6 litri ceva genul ăsta de rezerva și alimentezi destul de des, mai ales dacă vrei să te bucuri de ea. Cel mai puțin 6 și ceva. 6-3, adică am fost până la Slobozia urmărind o mașină care mergea cu 90 la oră, trebuia să-l recuperez și mașina mai mult de 90-100 nu mergea și am zis hai să seteze el ritmul și mi-a crescut range-ul foarte mult, de puteam să plec în vacanță în Spania, dar s-a stricat la întoarcere, că nu... Că n-a ținut cu 90. N-am mai mers cu 90. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și eu că... Și că ne zici, că ne-ai răspuns sincer și că au văzut oamenii cum arată, sper că au văzut, asta e treaba lui Marius. Și să se ocupe, să se ocupe să filmeze. Că da-i dăm bani. Doamne, piele întoarsă, cu săptură, toți băieții. Și dacă v-a plăcut, dacă considerați că este util și dacă vreți să mai vedeți, share, like și subscribe. E atât de simplu. Da, urcăm podul, facem dreapta, dar zic eu dacă nu știi București, nu-i fain. N-ai zis că ești din Snagov? Păi ți-ar ție, nu o să știi București. E normal. Așa e că-s proastă, e prima întrebare.